Bun găsit, prietenii, sunteți, ca de obicei, la Spune pe Bune. Aici, pe Magic TV, vorbim despre viața noastră, încercăm să aflăm toate lucrurile pe care nu le știam suficient. Astăzi vorbim despre acei oameni extraordinari, despre motorul, dacă putem spune așa, care schimbă lumea în bine, despre bucurie, solidaritate, despre respect și mai ales despre iubire de oameni. Ei, oamenii aceștia, se numesc simplu voluntari. Unul dintre cei mai cunoscuți, cel puțin din ultima vreme de la noi, este motorul care pornește taxiul cu bomboane. Mulțumesc, Cristian, că stăm de vorbă. Bun găsit. Bun, bine ai venit. Sau, bine te-am găsit. Bine că ești cu mine, că abia aștept să aflu povestea taxiului cu bomboane. În stânga e, ca de obicei, omul care dă glas cuvintelor, întrebărilor celor care ne privesc. Domnul Curios. Mulțumesc, Mr. Curios, și pentru ziua de astăzi. Hai să vorbim puțin despre ce înseamnă să fii voluntar în România, o țară în care sunt atât de mulți oameni care pare că n-au. Sigur, există și un soi de simbol al existenței noastre, care zice așa, oricât de puțin ai avea, sunt alții care au și mai puțin. Ce înseamnă să fii voluntar în România? Să fii voluntar în România înseamnă, în primul rând, să ai suflet. Iar pentru că orice s-ar putea spune despre poporul nostru, despre neamul nostru, despre oamenii noștri, dar un lucru trebuie să ne fie clar. Sunt oameni cu suflet. Oameni care au venit voluntari în acțiunile noastre, oameni care arătau la fel ca mine, îmbrăcați colorați, cu tuturi, personaje, clowni, prințese, veneau pentru copii, dar și pentru ei. Știi, am avut cazuri în care voluntarii au depășit depresia, au depășit alcoolismul. Știu. Am avut voluntari care urmau să... și s-au făcut dintr-o dată bine. Nu neapărat văzând durerea din jurul lor. Bunica de la Asociația Blondie. Asociația Blondie este asociația care sprijină copiii cu boli grave care sunt în terapie intensivă. O bunică nu și-a mai luat medicamentele pentru reglarea tensiunii când ținea bebelușul în brațe. Absolut. Pentru că simplul fapt că și-a îndepărtat grijile ei și toată dragostea și toată atenția era asupra minunii pe care o ținea în brațe, i-a făcut atât de bine încât n-a mai avut nevoie de tabletele de tensiune. Cred, da, că voluntarii fac și pentru ei, în primul rând, toate lucrurile acestea, pentru mintea și pentru sufletul lor. Aș vrea să-mi spui povestea taxiului. N-am auzit-o niciodată, Cristian. Știu despre taxi, știu despre foarte multe povești în jurul taxiului, dar nu știu cum ai început. Dacă nu ai auzit, este vina mea. Ajung taximetrist, în primul an încerc să adaptez regulile taximetriei după regulile mele, pentru că eu nu aveam timp să aștept, aveam deja o vârstă, nu aveam timp să învăț în 2-3-7 ani, drept pentru care mi-am făcut propriile reguli ale taximetriei. Zic eu că bune, deoarece în următorul an am fost cel mai cunoscut taximetrist și era fantastic să urci într-un taxi unde primeai o bomboană de ciocolată cu un bob de cafea înăuntru, ascultai B.B. King sau Johnny Hooker, Bona Massa. E cu poveste și muzica era adaptată. Dacă recunoșteai interpretul fără Shazam, chiar scria pe pagina de Facebook: nu folosiți Shazam-ul. Dacă recunoșteai, mai primeai o bomboană. Dacă desenai, primeai încă o bomboană. Desenele deveneau semne de carte. Semnele de carte ajungeau în niște cărți de povești, pentru că pot spune că a fost primul care și-a servat ziua acum niște ani de zile și prietenii au adus cărți de povești. A fost o surpriză fantastică. Am strâns în ziua aceea peste 2000 de cărți de povești. Îmi sărbătorise ziua la o cinerie cochetă pe vremea aia, cochetă și acum, și coada era până în grădina Icoanei. A început ploaia și lumea, ce crezi, nu se ferea de ploaie. Fereau cărțile de ploaie.
Asta a fost începutul taxiului. El a fost de la început cu bomboane, dar s-a transformat într-un vehicul de a ajuta pe alții mai târziu. Da, este, am spus și spun și eu, susțin cu tărie, este cel mai ecologic vehicul din lume, pentru că el funcționează cu dragoste. Da, dar și cu niște benzină, cred, nu? Să nu vorbim despre carburant, pentru că ăsta e un subiect... E important. Cheltuieli. Da, deci cheltuielile sunt o treabă importantă. Pentru că, da, cei care fac voluntariat au de împărțit tot ceea ce adună între ce trebuie făcut și ce ar vrea ei să facă. Și atunci o să mă întorc la subiectul ăsta. Mr. Curious, ca de obicei, iese prin București și îi întreabă pe oameni ce cred ei despre voluntariat, ce ar trebui să facă, ce așteptări avem. Ce ai mai întrebat pe români? I-am întrebat, așa cum ai spus, Liana, despre voluntariat, dar fac o mică paranteză. Am avut o surpriză, recunosc, foarte plăcută. Mi-am amintit că în urmă cu 20 de ani, pe când eram reporter la un cotidian, am ieșit la fel pe stradă și i-am întrebat care sunt cele mai importante 5 virtuți pe care ar vrea ei să le regăsească la semeni. Printre cele 5, nu s-a regăsit în acest top nici ajutorul dat semenilor, nici generozitatea, nici impulsul de a da ceva fără să aștepți nimic în schimb. În schimb, de data asta, când am ieșit pe stradă, surpriza a fost plăcută pentru că mi-am dat seama că România, oamenii din ea, s-au schimbat. În bine, hai să-i vedem. Ai făcut vreodată voluntariat? Da, puțin. În ce domeniu, dacă ne poți spune? Pedagogic. Am fost voluntar în AESEC, care a fost o organizație studențească care te ajută cumva să te pregătești pentru mediul de business. În general, crezi că voluntarii au vreun beneficiu de pe urma activităților în care se implică? Voluntariatul ajută foarte mult, mai ales dacă vrei să te duci la facultate în afară. Facultățile în afară se uită foarte mult la dosare. Să zicem, cei care pleacă în Africa și au grijă de copii, știu eu, le dă mâncare, alimente, medicamente, sunt mulțumiți sufletește. Și iar chestia asta este mai, mult mai valoroasă decât banul. M-a ajutat să înțeleg mai bine oamenii și să pot să-i abordez diferit și să aplic în parțial anumite lucruri pe care le învățam din sectorul economic. Câștigul e resimțit cu tot și cu totul altfel. Nu este un interes direct pentru care faci asta. Poate e altruism, poate e egoism, poate vrei să-ți validezi o moralitate făcând voluntariat, dar cred că experiența cu un alt tip de activitate decât jobul, contactul cu altfel de oameni care bănuiesc, dacă e vorba de voluntariat, au nevoie de câte ceva. Nu știu, inclusiv integrarea într-un nou grup social, cred că. În ce domenii din România consider că e cea mai mare nevoie de voluntariat? Dat fiind cum se schimbă societatea în ziua de astăzi, cred că orice voluntariat în zona de a promova cultura și educația o să ajute societatea românească. Mi se pare că e un trend descendent aici. Știu eu, cerșetorii, cei care n-au unde să locuiască, cei care au nevoie de ajutor. În educație. Sunt foarte mulți copii defavorizați din cauza unor contexte pe care, dacă nu-i în drum, dacă nu știu de existența unor lucruri, dacă... Nu știu, nu se simt ocrotiți afectiv mai mult decât material, acolo cred că e buba. În domeniul sănătății, sincer, atât. Iată ce spun oamenii. Cultură, educație și sănătate. Aici suntem codași. Da. Cel mai important este însă că au conștientizat încetul cu încetul nevoia de a face voluntariat și au conștientizat și beneficiile nevăzute pe care le obține un voluntar. În primul rând pentru el însuși. Să vorbim puțin despre asta. Hai să fim sinceri și deschiși. Nothing și nimic nu-i gratis. Facem lucruri, noi facem și ne gândim la ceva, la cineva. Oamenii îmi lăsau tipsul, unii săraci mai de teamă, mai știindu-mă. Le dădeam restul? Și ziceam, nu, păstrați-i și vă rog, mă spuneți în paharul acesta. Dar de ce? Ce faceți cu banii? Cumpăr cărți de povești. Și putem să vă aducem cărți
Da. Și așa s-a întâmplat prima bibliotecă într-un spital, unde săptămânal, sâmbăta, un taximetrist, deci nu era un ONG, pe persoană fizică care este, mergea și ducea cărți. A fost o experiență de viață pentru mine extraordinară. A fost, stai puțin, este că practici acest lucru și astăzi. Nu, o să mă întorc. Nu mai sunt taximetrist. Nu mai ești? Nu, taximetristul a încetat pentru că, și aici lumea trebuie să înțeleagă un lucru foarte clar. Nu există voluntaria cu jumătate de măsuri. Deci, în momentul în care îți asumi chestia asta, ca și conducător al unei ONG, trebuie să o faci 8 zile din 7, da. Și 30 de ore din 24. Și acum ce faci? Acum fac proiecte de tot felul. Ultimul proiect, proiectul actual, este o caravană, caravana Taxiul cu Bomboane, care deja a ajuns în edițiile sale pilot la 44 de familii izolate în munți. Le duci oamenilor mâncare? Da, sunt kituri. Sau ce le duci? Ce le duci? Kituri, sunt niște kituri pe care ne-am gândit să le facem. Sunt kiturile de mâncare, de alimente neperisabile, kiturile de igienă, în care aducem inclusiv absorbante pentru mămici, și, dar neapărat, detergent. Și se pun și pastă de dinți, da. Absolut. Și kiturile pentru copii, care kiturile pentru copii conțin jucării de pluș, jucării, cărți de povești, da, ca așa am început, dulciuri și kiturile pentru școală, pentru grădiniță. Kiturile pentru grădiniță conțin puzzle-uri pe care le pot face toți copiii, hârtie cerată, hârtie creponată, culori, blocuri de desen. Caiete și alte lucruri de genul acesta. Ai simțit vreodată că ești supus unui risc de când faci activitatea asta? Ți-a fost vreodată teamă de ceva? E vreun risc? Că sunt sigură că sunt oameni care te întreabă, da, pentru ce, da, cum, da, cât câștigi din chestia asta și alte lucruri de genul ăsta. Mi-am asumat, din clipa în care am început această activitate, mi-am asumat că vor exista și cei care vor să te întrebe cât câștigi, ce câștigi și, ultima întrebare pe care am primit-o, pe cine servești? Ah, am înțeles. Pentru că te asociază cu o culoare politică. Imediat, cu imediat. Ceva. Da. Am fost în perioada asta a pandemiei, am fost în spitale, fata cu vioara, am fost peste tot, în magazine, farmacii. Și pentru că am ajuns la oamenii străzii din câteva locații din București, neștiind de cine țin ele, oamenii au zis că suntem aserviți politic. Uită că, de fapt, beneficiarii erau niște oameni ai străzi, niște oameni amărâți. Da, există niște povești publicate care asociază cumva și atunci pe toată lumea o bag în aceeași gălat. Exact, intră în aceeași căciulă. Pe de altă parte, aș vrea, scopul emisiunii și, în general, tot ce facem aici este să-i convingem pe oameni că este extraordinar pentru tine să faci gestul ăsta. Mai ales că sunt câteva ceasuri sau mai multe zile în care te dedici uitând de propriile tale probleme. Oamenii care participă la acțiunile noastre și unii vin doar ca să-și facă niște selfie-uri. Minunat! Cum adică minunat când vine și a făcut două selfie-uri și a plecat? Ți-am spus, da, e minunat. A venit informația că noi facem ceva și că se poate face, deja circulă. Și mai e un lucru, este vorba despre stima de sine. Omul acela vine prima dată și își face niște selfie-uri, va primi aplauzele comunității lui și a doua oară se va implica, a treia oară se va implica și mai mult. Totul este... Ideal ar fi să nu aștept să se întoarcă nimic. Cel mai frumos lucru care se întâmplă, eu, de exemplu, am învățat să nu mai aștept nici măcar mulțumescul ăla. Pentru că atunci s-ar putea să existe o undă de regret. Ceva care să strice tabloul ăla frumos al faptului că ai dăruit. Nu. Nu, te rog, scuză-mă. Nu. Trebuie să aștepți să primești ceva și să lupți până când primești acel ceva. Nu și anume. Asta. Aici suntem și într-o... Anume, și anume. Ia.
Și anume, zâmbetul, bucuria, să lupți pentru acest zâmbet, să lupți pentru bucuria care o împărtășești și ți se răspunde cu ea. Da. Pentru că fii atent, uite, de ce sunt atât de vehement? Eu răspund voluntarilor mei. Câți voluntari ai, apropo? Prin taxiu s-au perindat peste 5.000 de oameni, peste, cred că 10.000. Deja oameni de... care au venit cu câte ceva? Care au venit cu câte ceva, care au venit, au plecat, oameni care au rămas. Există o gașcă colorată, ultrașii taxiului cu bomboane. Cei care vin peste tot, ca la formațiile de rock, ca la echipele de fotbal. Groupies, da. Le spun mereu, vino când simți cu adevărat nevoia să vii. Nu veni pentru că, mamă, ce e astăzi, miercuri? Bă, trebuie să mă, că e grasul ăla nebun și, mamă, bă, dacă nu vin. Nu! Vino când simți, pentru că copilul te simte. Da. Pe copil nu-l poți minți. Nu poți să te duci doar pentru că trebuia să bifezi un lucru. Copilul acela îți întoarce spatele și atunci ba pierzi. Poți. Ba poți, dar ai pierdut tu tot. Așa e. Amândoi, și copilul și tu pierzi. Vino când ești dispus să faci lucrul acesta. Și atunci vei primi bucuria cu care vii, ți se va răspunde. E fantastic când un copil pe targă deschide ochii, te vede și zice, astăzi este joi. Pentru că, spus, pentru că joia mergeam acolo. Da. Spune-mi despre amintirea asta. Spune-mi, povestește-mi. Cine, ce s-a întâmplat? Da. Era o fetiță care se dea foarte mult timp în spital, care prinsese luni de zile, joi de joi, să ne vadă și era obișnuită să ne petrecem timpul cu ea și fusese operată, venea pe targă, era sub anestezie. Și s-a trezit pentru bunica, că era joi. Bunica ei era lângă ea, o ținea de mână și când a deschis ochii, m-a văzut și a spus bunicii, astăzi este joi. Pentru că noi joia... Pentru că ea asocia bucuria de a vă vedea pe voi cu ziua aia. Deci nu mai era atât de tristă ziua în care a fost operat. Pentru că era joi. Da. Pentru că era joi. Da. Mă scuz, nu, te rog să mă scuz. Doamne, Dumnezeule, e o poveste emoționantă. Toți trăim. Da, sigur ți-a furat cineva nasul. Trebuie să fie și o poveste amuzantă. Sau ți-a șterpelit pălăria. Sau nu se poate să nu ți se fi întâmplat ceva de genul acesta. Noi deja... Hai să spunem că suntem imuni la durere. Nu, ce... nu suntem imuni. Lacrimile tale arată că nu ești imun. La ce nu suntem noi imuni, mai ales eu, la povestea din spatele durerii. Povestea din spatele durerii e... te copleșește mereu. Așa e. De la mămica care se rade, își rade părul de pe cap, ca fetița ei să nu simtă vreo diferență după ce îi va cădea părul de la chimioterapie, care pentru mine a fost un exemplu fantastic de dăruire. Acum vrei să plâng eu? Am reușit. Zi, continuă. Da, și avem și povești vesele. Poveștile vesele sunt cu, să-i zic așa, fetița mea Maria, o fetiță ciufulită, cu probleme mari, dar ajungând în salonul ei, a ridicat mâinile și mi-a zis tati. Era prima dată când folosea cuvântul acesta. De unde i-a venit? Ce v-a văzut la mine? Așa, și eram jos la parter,
Și ea într-una spunea, tati. Asistentele au zis, dom'le, se întâmplă ceva. Ea de obicei nu îl strigă pe domnul Roman decât ceva se întâmplă cu dânsul, că e marți, nu trebuia să vină, e ora prânzului, ce se întâmplă? M-au sunat și le-am zis, da, ce vă strigă Maria? Și le-am zis, da, sunt jos la parter. Vreau să spun că există o comunicare, se leagă Maria niște... a simțit că veniți. Maria știa că sunt acolo. Ea era la etajul 5, eu era la parter. Sunt niște legături fantastice. Pățesc de multe ori să mi se ia nasul. Pățesc de multe ori să-mi dau pălăria. Pentru că nu ne legăm de aceste lucruri. De la papion la tot felul de echipamente ale noastre, tutuuri, eșarfele, mingile cu care jonglez, ele ajung până la urmă la copii. Absolut. Ele sunt ale lor. Că sunt ale lor, absolut. Le-ați împrumutat cât să le faceți bine, după care le dați înapoi, am înțeles. Aș vrea să vorbim puțin despre cine a mai venit în jurul poveștii cu taxiul. A plecat de la taxiul cu bomboane, asociația există, facem caravane și cu ocazia asta aș vrea să-i rugăm pe oameni să sprijine acest ONG inventat de Ioan Cristian Roman. Donează-ți conserva. Da. Donează-ți conserva? Hashtag. Serios? Hashtag. Cum? Hashtag donează-ți conserva. Taxiul cu bomboane, am toate datele noastre, ne scriu pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, suntem peste tot. Ne scriu și noi stabilim cum facem să luăm aceste alimente neperisabile, hăinuțe curate, rechizite. Și desigur și niște bani. Mă întrebai cine a venit lângă. Și spun că cel mai important pentru noi sunt voluntarii. Este foarte important să ai voluntari. Că vin cu ceva, că își dau doar timpul lor, este timpul lor liber, prețios de altfel, este minunat să ai oameni în jurul tău. Da, este foarte important ca oamenii să înțeleagă. Și oamenii să vină cu drag. Că nu doar despre bani este. Nu, poate nu fi este despre vorba. Timp, poate fi despre ceva ce ai și îți prisosește. Despre îndemânări. Fata cu vioara a venit și a cântat la... a venit cu vioara. Mai am un prieten pe care îl cheamă Valeriu Nicolae și care are un after school în Ferentari și la care mergi și stai doar cât să-i ajuți pe copiii aceia cu care nu face nimeni absolut niciodată lecții, nici matematică, nici altceva. Poți veni să jonglezi, să cânti, noi facem piese de teatru, dansăm, orice să le aduci un zâmbet pe buză copiilor acestea. Dar nu numai copiilor. Dar nu numai copiilor. Poți să le aduci zâmbete și celor de care sunt singuri și sunt mulți. Într-o emisiune de televiziune mi-a spus o doamnă, se folosește o stereotipie. Boala secolului e cancerul. Boala secolului. O femeie minunată, o doamnă, mi-a spus, nu doamnă, boala secolului este singurătate. Da. Pentru că toate bolile se adună și sunt mai grave în singurătate. Absolut. Și mai greu de dus, și mai greu de vindecat. Toată lumea are nevoie de cineva. Și toată viața căutăm pe cineva cu care, iată, să avem acest schimb de zâmbete despre care vorbești atât de frumos. Și în materialul de mai devreme pe care l-a realizat Mr. Curious, ai văzut, unul dintre tineri spunea clar, în toate școlile e valoros să ai această experiență. Te rog, Mr. Curious. Apropo de copii și despre ce ați discutat mai devreme, aș vrea să vă povestesc o mică întâmplare, foarte pe scurt. În anii 90 am locuit de un an în Olanda, nu contează motivele, și în fiecare dimineață, în fața supermarketului, roiau copii pe biciclete care duceau alimente pe șaua biciclete sau în coșulețe special instalate pe acele vehicule. Azi așa, mâine așa, după o lună de zile văzând zeci de copii care fac același lucru în fiecare dimineață, am întrebat și eu, mă, da, ce-i cu ei? Că n-auzisem de comis voiajorile. Și am fost lămurit. Sunt elevi care duc alimente unor persoane
care nu pot ieși, care nu se pot deplasa. Primul meu gând atunci a fost, cum adică? Adică statul olandez, Olanda, nu poate să, pentru o fracțiune de secundă am gândit așa, greșit. Olanda nu e ceva abstract, e formată din oameni, iar oamenii ăia sunt obișnuiți, sunt educați să se comporte așa. Este de la educație sau de la determinare? Poate educa voluntariatul, Cristian? Da. Da? Da. Iată, e complementar. Eu sunt absolut convins, atât mai vreau să completez, că nu ne naștem voluntari. Ne educăm să fim voluntari și funcționează foarte puternic. Nu, avem o genă a bunătății. Puterea exemplului. ADN-ul despre care vorbeam. Da, dar... Care conține. Colegii mei de la Thrive Global spun într-un material tare interesant, și o să citesc din acest material, voluntariatul te ajută să trăiești mai mult. Da. Adică îți dă o satisfacție, o stare pe care... E ca și când ai merge la psiholog. Atunci, în minutele, în orele pe care le dedici altuia, practic tu nu te mai gândești la tine și la problemele tale. Cum se încheie o zi a unui voluntar? Trage linie și spune câtă lume e bine pentru că face vreodată un Excel cu zâmbete? Nu. Cu cât închei ziua mai obosit, cu atât ești mai satisfăcut. Cu atât ești mai satisfăcut. Sunt unii care au foarte mult și alții care... nu au aproape deloc. Iar pentru aceștia există, iată, caravana, taxiul cu bomboane. Caravana a apărut relativ recent. Înainte aveam proiectele Seara de Poveste și O zi cât o vacanță. În proiectul O zi cât o vacanță erau 12 copii care vara mergeau la mare, la delfinariu, plecau de dimineață și ne întorceam seara. Iar iarna, la pârtia din Azuga mergeam la schi. Copii nevăzători, copii hipoacuzici, copii cu autism, down și toată plaja aceasta. Și cine crezi că au schiat cel mai bine dintre toți copiii? Toți. Da, dar cineva a schiat mai bine decât toți. Nu știu. Copiii nevăzători. Pentru că au instinctul de a se proteja mai... Fantastic, da. Nici eu nu mă gândeam. Copiii nevăzători au imediat s-au aclimatizat. Îți dai seama ce însemna pentru ei, ce însemna pentru ei, pentru stima lor de sine, faptul că ei s-au dus și au schiat. Da? Mi-ar plăcea să continuăm discuția asta. Va trebui să ne oprim și aș vrea să tragem concluzii. Înainte de toate, aș vrea să le spunem oamenilor că nu te costă nimic, că poți să dai doar timpul tău care e atât de valoros. Nu există eu n-am cu ce să contribui, pentru că ai, câtă vreme ești sănătos și ai timp, ești o resursă inepuizabilă. Aș vrea să-i rugăm pe părinți să-și crească copiii cu această bucurie. Iată. Un copil care citește este un copil mai bun. Un părinte care citește în prezența copilului este un model. Este un exemplu, este un model. De aia noi strângem cărți și pentru copii, și pentru adulți. Unde te găsesc oamenii care tocmai sunt convinși să vină alături de ONG? Mă găsesc pe Google. Dați un search pe Google, taxiul cu bomboane, și o să deschidă câteva pagini. Îți mulțumesc din suflet. Pe mine mă găsiți la Magic FM în fiecare dimineață și când nu mă găsiți acolo, deschideți televizorul, poate că sunt la Magic TV sau puteți găsi un interviu interesant al colegilor de la Thrive Global. Apropo de ei, dacă vreți să ne faceți o sugestie, dacă v-ar plăcea să vedeți în scaunul de invitat pe cineva pe care admirați sau de la care vreți anumite informații, info@thriveglobal.ro. Și astăzi am învățat lucruri extraordinare. Cum ar fi, dăruiește-ți timp, fă ceva pentru alții, nu pentru ei, ci pentru tine, pentru că te vindecă. A fi cu oamenii, a iubi oamenii, este o treabă extraordinară. Și nu aștepta nimic înapoi, decât un zâmbet. Cred că e cea mai frumoasă răsplată. Și? Un nas roșu. Un nas roșu, două nasuri roșii. Vă mulțumim tare mult. Trei nasuri roșii. Mulțumesc tare mult. Ne vedem tot aici. Spune pe bune. Să fiți bine.